Lacul Gheorghe nu are nicio sursă de alimentare cu apă proaspătă, așa că peștii au murit cu sutele în ultimele zile. Peisajul este dezolant, dar problema cea mai mare este mirosul înfiorător. Sute de pești din lacul 1 din Gheorgheni au murit, iar cu toate că autoritățile fac eforturi pentru a curăța lacul, mirosul din zonă este insuportabil. Situația nu este singulară, întrucât astfel de cazuri s-au întâmplat și anii trecuți. Diferențele mari de temperatură din ultimele zile, de până la 15 grade Celsius, au contribuit la această situație, spun pescarii. Din cauza căldurii și a lipsei de apă curentă în lac, nivelul de oxigen e deosebit de scăzut, aproape de zero. Au fost câteva izvoare, dar construcțiile ce s-au făcut au distrus izvoarele. Problema este una recurentă. Aceea situație a fost și în 2008 și în 2016, dar până acum nu s-a găsit o rezolvare. Reprezentanții primăriei Cluj-Napoca spun că încă analizează situația, așa că nu pot da detalii. Am adunat și tot așa, am dus și am îngropat. Prin Beca și pe acolo, prin unde este loc, unde este loc, amenajat, spre așa ceva, facem o gaură și astupăm. Și eu sunt pescar, vorba aia, și eu trebuie să plătesc pentru că pescuiesc aici. Unde să pescuiesc? Mortăciune? Cu butoie de ăla o strâns vreo 10 butoie de la mărunt. Și apoi ăia mari au fost mai în lontru, în larg. E dezastru. Un loc frumos s-a transformat într-un cimitir de animale. Lacurile 1 și 3 din cartierul Gheorgheni au fost populate cu 1000 de kilograme de crap la finalul lunii martie. Peștii au provenit de la o firmă piscicolă, iar costurile de achiziție de peste 30.000 de lei au fost suportate din cotizațiile membrilor Asociației Județene a Pescarilor Sportiv Cluj și din donații. Acum cei din asociație încearcă să salveze cât mai mulți pești.